Bun, eu împreună cu Vlăduță vreau să ne apucăm de lucru, dar pe modelul românesc Vlăduț muncește și eu vorbesc. Hai, hai, hai. Așa. Vlăduț, am învățat de la un bun prieten, nu de mult, și aș vrea să învăț și pe telespectatori că prima masă din zi este cea mai importantă. Este, în primul rând, micul dejun este nu neapărat cea mai importantă, dar este cel mai sănătos. Da. Văd în trafic oameni contorsionați, supărați, au probleme, jură, scuipă de la primele ore dimineții, nu e bine. Sunt convins că trei sferturi dintre ei nu mănâncă și au glicemia jos. Exact, nu numai glicemia, dar micul dejun asigură aportul de vitamine, de calorii, de care avem nevoie pe întreaga perioada zilei. Știi că miresele au tot timpul la ele o bombonică sub rochiță. Așa. Și dacă simt că le ia un loli, un lollipop, scot bombonica în biserică și o bagă, ci că le crește glicemia și trec peste un moment mai ușor. E foarte bine. Ce faci azi? Astăzi voi pregăti o prăjitură specială. Este prăjitura emisiunii, se numește chiar Neața cu Răzvan și Dani. Okay. Dar de fapt nu este o prăjitură, sunt două. Țineți vorba, Vlăduț, vreau ca oamenii să-și ia pix, hârtie și să vină din bucătărie de unde sunt pentru a nota.